Disputa prinsă la ședința Consiliului Județean din cauza maternității Elena Doamna. Consilierii județeni au aflat din presă despre închiderea maternității Elena Doamna. Dilema este cu atât mai mare cu cât în urmă cu un an au votat un proiect de deschidere la această instituție medicală a unui centru regional de fertilizare in vitro. Președintele Consiliului Județean infirmă zvonurile. El spune că maternitatea nu va fi închisă, ci reorganizată. Consilierii județeni au vrut să afle dacă Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna, una dintre cele mai vechi maternități din Moldova, va fi desființată sau nu. Și în spațiu public mai nou a apărut o nelămurire vis-a-vis de închiderea unei unități spitalicești care se află în coordonarea Consiliului Județean, și anume maternitatea Elena Doamna. Dacă dumneavoastră ne puteți aduce lămuriri, domnule președinte, cam care ar fi stadiul și cum știu pe surse că ați avut discuții cu doamna ministru, care ar fi stadiul implementării master planului sau cum v-ați gândit dumneavoastră nu să procedați? Nu este pe ordinea de zi, dar așa pentru este o mai bună informare a dumneavoastră, stimați consilieri, da, este adevărat că unii dintre dumneavoastră, din partea stângă, plătesc o anumită presă cu anumite interese. Deci maternitatea Elena Doamna nu se va închide, acolo vom avea centru regional de fertilizare în vitro, investiție care o vom realiza împreună cu Ministerul Sănătății. Răspunsul nu i-a mulțumit pe consilierii județeni și au insistat să afle totuși ce se va întâmpla la maternitatea Elena Doamna. Tot așa ne-a spus și cu Spitalul Regional de Urgență și iată că Spitalul Regional de Urgență se duce undeva către 2030 și nu știu dacă îți dăm crezare sau nu presei, dar n-am vrea să întâmple același lucru și cu proiectul pe care l-am votat la maternitatea Elena Doamna. Aveți, după cum știu eu, după cum am informațiile din la colegii din Parlament, dumneavoastră ați votat împotriva bugetului sănătății, bugetului consolidat. Așa că vă rog, întrebările sunt de prisos. Totuși, președintele Consiliului Județean a dat asigurări că Iașul nu va rămâne doar cu maternitatea cu zavodă. Nu se desființează. Nu știu de unde ați auzit dumneavoastră această snoavă. Se vor reduce paturile de la toate spitalele când va fi, se va da drumul la Spitalul Regional de Urgență, peste 5-6 ani, dar este altceva. Ministrul Sănătății a declarat în timpul ultimei vizite la Iași că după ce Spitalul Regional de Urgență va fi dat în folosință, mai multe unități medicale din Iași vor avea mai puține paturi de cazare.